sau de cel mai prați canal de educație financiară în barul mai despre bani, criptoacțiuni, acțiuni, cu toate și NFT-uri. Iar în acest video o să vorbim despre cele mai mari crash din istoria bursei, de ce acesta este cel mai bun deceniu să te vii bogat, de Zuckerberg, care aici sper că se bucură de parteneriatul cu McDonald's și nu doar de mâncarea lor, de Tesla, care recent a primit un buy rating, de acțiunea Zoom, care după părerea celor de la ARK se pare că îți va înzeci banii. Ok, trebuie să recunosc puțin cam optimistă această perspectivă, dar o să intrăm imediat aici de pe tabletă ca să ne uităm și la acțiuni și la cripto, dar și practic să ne reamintim că suntem probabil în unul din cele mai bune decenii din toate timpurile în care și noi putem să câștigăm din ce în ce mai mult, fie când vorbim de venituri, dar mai ales din investiții, și asta pentru că pentru niciun dintre noi nu cred că este o surpriză că. În acest deceniu, cu siguranță, o să avem inovație mai multă decât am avut chiar în ultimii 10 ani. Fie că vorbim de modificarea genetică, mai ales că aici voi intra în continuare din cei mai mulți bani și asta nu doar datorită faptului că sunt bani de făcut în această industrie, deși și asta este adevărat. Însă, majoritatea persoanelor care o să ajungă la 50, 60, 70 de ani, persoanele care sunt milionare sau miliardari, în acel moment, când o să vadă și cea mai mică problemă de sănătate, cred, cred că putem să fim conștienți că toți banii din lume, dacă văd că au o problemă, imediat o să arunce acei bani către inovație, către o nouă tehnologie, către accelerarea produselor care îi va ajuta și pe ei, dar și restul lumii. Nu de alta, da, eu nu sunt și Fantoni Robin și urmărindu-l pe acesta mi-am dat seama că în ultimii ani a început foarte mult să se concentreze pe companii care dezvoltă o nouă tehnologie când este vorba de sănătate și nu numai și când este vorba despre metavers. Mai ales că metaversul ne va oferi în cei din urmă probabil oportunitatea pentru noi toți să trăim pentru totdeauna. Adică chiar și aceste imagini, această voce pe care o folosesc acum, prin machine learning, prin AI, în viitor cu siguranță poate să fie replicată. Tocmai am menționat și o altă industrie într-o creștere accelerată și acea zonă este cea AI, unde probabil și Tesla va lua o parte din plăcintă, asta pentru că de ce n-ai face-o cum poți să creezi un robot care va face toate lucrurile din casă pe care tu probabil nu ai vrea să le faci, astfel încât să ai mai mult timp liber, nu ca acum nu am avea destul de mult față de acum câteva decenii, cu majoritatea persoanelor clar trebuiau să se ducă la supermarket sau cel puțin se iasă din casă pentru a primi cumpărăturile. Apoi, pentru a afla de ce nu se simt bine după ce mănâncă ceva, trebuie să se ducă la doctor, pentru că nu erau toate informații de pe internet și care câteodată poți ajute, câteodată nu. Sau trei la mână trăind într-o perioadă în care orice persoană, fiecare 18 ani, 19 ani, 20 de ani, 22 de ani, pot să înceapă un business foarte ușor, fie că vorbim de platforme precum Shopify, dar nu neapărat una în care am vrea să investim, aș spune eu, și după aceea să nu uităm și de cripto, care începe încet încet să acapareze cât mai mult din piața investițională și nu numai, pentru că este clar că avem Bitcoin și Ethereum într-o clasa lor, dar după aceea avem și alte companii precum Cronos, care deja sunt un fel de Visa, să spunem, chiar dacă practic acest card de fapt este Visa, dar asta doar ne arată că de fapt și Visa o să aibă de câștigat pentru că Cronos o să crească și de ce menționez Cronos? E bine, pentru că la cât de mulți bani cheltuie în Statele Unite, vrei, nu vrei, această platformă o să crească. Adică acum câteva decenii aveam companii precum Marlboro, care știm că printau bani, vânzând un produs care nu putem să spunem că este unul extraordinar, adică dacă ne-am uitat la istoria tutunului. Am vedea că la început nu se vinde atar cu un marketing destul de persuasiv. Se poate face și asta. Însă de la companii precum Marlboro care înainte finanțau Formula 1 sau atleți, chiar și familia Flintstone. Acum avem o companie precum Crypto.com care deține și un stadion, sunt și sponsorii unuia dintre cei mai buni jucători de basket din toate timpurile și e clar că în ziua de azi nici noi nu ducem lipsă, fie că vorbim de informații din exterior, dar și când vorbim de toate acele informații care pot să intre în noi și ca să intrăm imediat aici de pe tabletă ca să vorbim despre mai multe tipuri de investiții, dar și de ce menționez de ceva timp că probabil 2022 împreună cu 2023 vor fi unii din cei mai buni ani de investit. Și dacă nu ai apăsat pe butonul de like sau pe cel de subscribe, dar mai ales pe butonul de lângă, acel clopoțel pentru a primi o notificare imediat ce scot un alt video, o să faci în acest moment, pentru că astfel rămâi la zi cu cele mai importante informații din lumea investițională, care de fapt ne ajută și să câștigăm din ce și mai mult timp pe viitor, pentru că până la urmă cu aceste trei lucruri ne jucăm, timp, bani și energie. Și cu cât o să avem mai devreme grijă de această componentă, adică banii, cu atât va deveni mai ușor și cu timpul și cu energia. Nu că automat am avea mai multă energie peste 10-20 de ani, dar și uitându-mă în urmă față de anii din adolescență, când clar puteam să dorm și 3 ore și totul era ok. Ne dăm seama că acum ce putem să facem în 12 ore este mult mai important, mult mai util și de fapt mult mai productiv decât am fi putut în zile sau săptămâni în trecut. Și ca să trecem imediat aici de pe tabletă, hai să dăm drumul la intro și să ne reîntoarcem. Ok, și acum când ne-am întors, hai să ne uităm puțin în spate. Pentru că este ușor când ne uităm la ziua de azi să fim puțin stresați, să ne gândim că nu este poate cea mai bună perioadă din toate timpurile, când de fapt s-ar putea să fie una din cele mai bune. Cu siguranță nu este exact cea mai bună, dar suntem acolo și asta pentru că dacă ne-am uitat în trecut la creșuri, mai ales la bursă, pentru că acestea sunt destul de mult corelate cu economia, și dacă ne uităm în trecut, o să vedem că, de exemplu, unul la mână. În 2020, unul din cele mai mici creșuri pentru S&P 500 a fost în acea perioadă februarie, martie 2020, când a început pandemia și știm că era destul de multă panică. Adică nu degeaba se făceau atât de multe glume pentru acele persoane care cumpărau cutie igienică în exces. Priorități, ce să zicem. Însă, adevărul este că piața în acel moment, adică S&P 500, a scăzut 34% și cu siguranță am văzut acțiuni care au scăzut mult mai mult, chiar și cripto a scăzut mult mai mult, adică aceasta este doar o medie. Când S&P scade sub 20, deci e deja un crash și nu este cea mai plăcută situație, se întâmplă foarte rar. Dar ceea ce știm destul de sigur este că se întâmplă. Și dacă ne uităm puțin în spate, și adevărul este că trebuie să ne uităm ceva în spate, adică au trecut ceva ani și a fost o perioadă foarte bună aici, o să ne uităm media de ce după aceste perioade, urmează și perioade mult mai lungi de bunăstare, să spun așa. Dar dacă ne uităm în perioada 2007-2009, atunci S&P 500 a scăzut cam 54%. Deci Practic, dacă puneai 10.000 de dolari peste câteva luni, cât timp a durat acea scădere, pur și simplu ar fi ajuns acea sumă la 5.000 de dolari. Ceea ce nu e ușor, nu? Adică vedem și în ziua de azi că ne scade multe ori investițiile, dar sunt multe persoane care chiar și în SP500 ar fi pierdut 54% în acea perioadă. Și ce trebuie menționat aici? Ei bine, perioada. De exemplu, aici au fost cam două luni a fost unul din cele mai scurte creșuri din istorie. După aceea, avem acest 2007-2009 care a durat cam 17 luni, cam la fel cum este din 2021 pentru acțiunile growth. Dar hai să dăm timpul și mai mult înapoi și ne uităm la anul 2000, cam până în 2002, când am avut acel dot-com bubble, deci un hype mult prea mare pentru internet care vedem unde este acum și cât de mult ne ajută? Și aici scăderea a fost undeva la 36% și perioada a fost de cam 26 de luni. Și au fost acestea singurele crash sau cele mai mari? Nu chiar. Au mai fost și să vin cu câteva exemple. În 1973-74 am, am avut acea decuplare între aur și dolar și Watergate și mai multe evenimente care au dus ca... S&P se scadă aproximativ 47% și putem să mergem puțin și mai în spate la marea depresie din 1929 până în 1932 și aici am avut o scădere de aproximativ 89%. Și în caz că te întrebi cât a durat aici, a durat cam 34 de luni. Ceva mai mult? Da, este o perioadă destul de lungă, aproape 3 ani. Dar de ce vrem să nu uităm până la urmă la aceste date? Ei bine, pentru că este foarte probabil ca acum să ne aflăm într-o perioadă în care piața se cam tot duce în jos, mai ales dacă vorbim specific de acțiuni growth, chiar și pentru cei care investesc în S&P 500 se poate vedea asta, chiar și pentru cei care investesc în Bitcoin, în cripto, deci e clar că este pur și simplu o piață care în general se cam duce în jos. Excepție face energia. Dar de ce vreau să arăt asta? Ei bine, pentru că după aceea ce urmează după tot acest bubble. Urmează acele perioade ceva mai bune. Deci putem să ne gândim că urmează recuperarea. Și hai să ne uităm de exemplu ce s-a întâmplat înainte de acel tech bubble. Da? Deci până în acel tech bubble din anii 2000 am avut parte de o perioadă de creștere. Deci dacă ne-am uitat la 1991 2000, a fost o perioadă bună. Și dacă ne-am uitat cât a durat de fapt această perioadă, e bine, 112 luni. O perioadă destul de lungă, nu? Și dacă ne-am uitat și la housing bubble, nu? Deci când a avut loc acel bubble în zona imobiliară. Dar înainte de acel bubble, ce s-a întâmplat? E bine, știm. Foarte multă expansiune, mai ales pentru persoanele care investeau în imobiliare. Dar și dacă ne uităm la S&P 500, a fost o perioadă destul de bună să spunem, între 2002-2008. Hai mai bine să spunem 7 aici, ca să fie exact o perioadă foarte, foarte bună. Ok, și aceasta cât a durat? Cam 74 de luni. Și cred că vedem aici un pattern, nu? Adică, aceste perioade în care sunt probleme, pe termen scurt, poate să ni se pare că durează foarte mult, nu? Pentru că adică atunci când lucrurile nu prea merg bine, știm că timpul parcă trece ceva mai lent. Adică cred că am un video despre asta și prin 2019, dacă nu mă îndoiesc, cu ce înseamnă de fapt timpul. Și timpul cam este o emoție, este ca atunci când ești la școală, te uiți la ceas, știi că ai o oră de matematică care nu-ți place, e bine, acele 40-50 de minute o să dureze mult mai mult decât dacă ești la fotbal sau la un suc cu cineva. Dar hai să ne uităm și la ultimul exemplu de aici, ce s-a întâmplat înainte de pandemie și această perioadă, clar, a fost una foarte bună. Deci, cine nu a investit în această perioadă până în pandemie, probabil a rămas cu prea multe sechele după acel crash din zona imobiliară. Pentru că, de fapt, aici am avut o perioadă foarte lungă de bunăstare, am putea să-i spunem, și aceasta a durat aproximativ 128 de luni. Și care este de fapt concluzia aici? E bine, faptul că cei mai mulți bani îi faci exact în perioadele în care lucrurile nu merg foarte bine. Ca să mergem practic la S&P 500, hai să ne uităm în trecut ca să vedem cât de mult a crescut, nu din punctul minim, dar dintr-un punct în care era în scădere, de exemplu în anul 2001. Și vedem, între timp acea sumă s-a cam triplat, deci a crescut 200% și cu cât merge aici mai jos, cu atât ți-ar fi crescut din ce ce mai mult, chiar 400%. Dacă pur și simplu ai fi continuat să investești după aceea la fel aici vedem 250%, 200% în continuare și, și cel mai puțin, să spunem, mai fi avut de câștigat dacă ai fi investit exact aici în 2007, înainte ca piața să se ducă destul de mult în jos și atunci ai fi avut doar 1, 176% pentru banii investiți. Și după aceea dacă investeai și când a fost acel crash, normal, 385%, aceste procente deja nu ni se mai par foarte mari, nu? Și am fi putut desigur să continuăm să investim în continuare și să vedem că această sumă tot continuă să crească și această creștere ar fi tot continuat până la acest crash din 2020. După aceea se întâmplă ceea ce nu ne place niciun an dintre noi, dar să ne uităm pe o perioadă de un an. Vedem că nu arată prea bine, că adică și cu S&P 500 cât pierdei. Cam 17-18%. Nu că ai fi investit, desigur, întotdeauna doar în top, dar vedem că când ai fi investit în ultimul an, ai cam fi pe minus. Și da, pe termen scurt clar nu e plăcut să vezi că investești 1000 de dolari, după aceea în decurs de câteva luni se duc la 880. În condițiile care mai știi că există și acea inflație, deci plătiști mai mult și după aceea aveți câștiguri mai slabe. Și este posibil ca economia să nu arate în continuare extrem de bine? E bine, și asta se poate, dar vreau să arăt aici câteva exemple de companii și hai să ne uităm de exemplu la Zoom, despre care și Arkinvest a scos teza de investiție pentru aceștia și nu știu acum dacă ar fi indicat să mergem pe mâna lor, ce puțin atât de devreme, mai ales dacă nu folosim Zoom foarte mult, dar hai să ne uităm la Zoom și nu să ne uităm la cea în euro, ci la cea de pe New York Stock Exchange. Și dacă ne uităm la Zoom, cred că știm ce este această aplicație o aplicație pe care pur și simplu putem să vorbim digital de fața unui laptop, telefon sau alt dispozitiv ca o tabletă. Însă dacă ne uităm la aceasta este clar că în ultimul an a scăzut enorm, da? 68%, 70%, puneai 1000 de dolari se transforma în 300, foarte bună afacere. Dar ceea ce este interesant este atunci când dăm zoom out și ne uităm la ea pe perioada de 5 ani pentru că în acest moment, ceea ce este foarte ciudat, a început să fie la aceeași valoare dinainte de pandemie. Da? Deci era clar și atunci o perioadă bună, dar nu era ca și cum Zoom era măcar pe aproape unde este acum. Adică da, persoanele introvertite, persoanele care lucrau de acasă dinainte, poate, poate foloseau ceva mai mult, dar nu era standardul. Însă, acum este clar că dacă ne-am uitat la situația lor financiară de la an la an, nici măcar nu putem să comparăm această companie Zoom din 2019, când nu era la fel de supraevaluată ca aici în 2020-2021, adică e clar că aici probabil a cam fost supraevaluată, dar e normal când ai atât de mulți bani în sistem. Adică toată lumea se joacă cu bani. Și e clar că s-au putut face destui bani și în această perioadă. Vedem, a crescut de 700 și nu neapărat din punctul minim. Adică puteai să o cumperi și mai târziu și tot era un 100-200%. Și ceea ce este ciudat este că acum, de fapt, chiar a devenit o acțiune value. Adică o vezi la un PI de 26, în condițiile în care este o companie foarte profitabilă. Adică nu este ca și cum au creat un produs unde se trebuie fabrici, unde se trebuie foarte multe persoane care se ocupe de software, care este foarte profitabilă, are niște marge în general foarte bune, la fel cum și Tesla are această posibilitate să aibă marge din ceci mai mari cu cât introduce mai multe servicii, ceea ce face de fapt și Apple. Apple care a arătat că vrea să intre și în industria mașinilor, mai ales la ultimul eveniment Apple, unde au arătat interfața lor CarPlay. Și acum nu spun că pot să evaluez atât de bine Zoom încât să fac un video doar despre asta sau să o recomand, dar pentru cine vrea să intre în detalii ceva mai specifice, value am putea spune pentru persoanele care cred că piața este una foarte eficientă, una foarte logică și că mereu merge după acele numere. Ce drept, da, pe termen lung, aceste numere o să conteze, chiar dacă la Zoom începe să vedem numere din ce în ce mai bune, dar dacă cineva vrea să verifice acest articol de la Ark se pare că aceștia, cred, cu date, desigur, că poate să ajungă Zoom la 1500 de dolari până în 2026. Și acesta nu este chiar cel mai optimist scenariu și putem să mergem aici puțin mai jos ca să Menționăm de unde vine acest 1500. Deci, bull case, cel mai bun scenariu, ar veni un 2000 de dolari pe acțiune. bear case, un scenariu mai puțin probabil, care are o probabilitate de 25%, este să fie la 700 de dolari și după aceea. Valoarea medie așteptată, pentru că aceasta este, după cum menționează și aici, o analiză Monte Carlo care pur și simplu face un grafic pentru a vedea okay, ce este mai puțin probabil să se întâmple, ce este mai probabil să se întâmple și ce se află la mijloc ca și probabilitate. Și să nu uităm că au și pentru Tesla un model de genul și acesta chiar a funcționat destul de bine, adică cei care au investit vreodată în Tesla știu. Însă, de unde vin aceste numere? Ei bine, din faptul că cei de la Zoom fac bani de pe urma userilor mulți fiind plătitori sau, dacă ne gândim, nu la user individual, ci la corporații. Și businessurile care lucrează cu corporațiile, în general, sunt unele destul de sigure. Și spun asta gândindu-mă și eu la Microsoft, dar și la faptul că corporațiile, în general, mai ales în Statele Unite, aruncă cu mai mulți bani decât trebuie și, de multe ori, nu ni se pare logic, dar asta și pentru că, de fapt, sistemul e creat în așa fel încât businessurile, cât investesc mai mult din bani, cu atât plătesc mai puține taxe cu atât, practic, se ajută singure să nu plătească taxe, ci să-și crească business. Pentru că, practic, trebuie să decizi. Ce faci? Îi dai statului bani sau îi dai copilului tău? E bine, probabil îi dai copilului tău. Pentru că vrei să fie cel mai inteligent, să crească cel mai bine, însă, să mănânce cel mai bun, să meargă la cea mai bună facultate sau whatever, la ce ne gândim. Ok, și dacă ne uităm la acest numere, o să vedem că multe din aceste previziuni ale lor nu sunt de parte de realitate, adică așteptarea este ca această forță de muncă remote, adică lucratul de acasă, să crească de la un 51% la un 75%. Și aici nu vorbim doar de cei care lucrează întotdeauna de acasă, dar vorbim despre un tip hibrid, adică să lucrezi de multe ori și de acasă. Și asta nu este neapărat o surpriză pentru mulți dintre noi care am văzut că a început să se aplice în multe locuri acea săptămână de 4 ore doar de lucru. Pentru că mai ales în ziua de azi se poate, adică nu este ca și cum cineva care lucrează 8 ore, chiar lucrează pentru 8 ore zilnic. Adică dacă ești antreprenor oricum lucrezi zilnic, chiar poate și în weekenduri pentru 12-13 ore. Sau dacă ai fi angajat și nici măcar nu ai vreo fică că vei fi concediat, hello posturile de la stat. Atunci de multe ori doar trebuie să fii prezent și eventual să folosești mintea sau corpul, să spunem, poate pentru vreo 3-4 ore, ceva mai mult. Ok, ok, și întrebarea este câți ori să plătească cu adevărat pentru Zoom, da? Pentru că eu nu știu dacă o să plătesc vreodată, poate pur și simplu dacă o să primesc aici de la cei de la Kronos un cashback, pentru că de fapt de aceea am cardul acesta, o să primesc pentru Netflix și Spotify. Dar totuși sunt multe persoane care plătesc, sau multe corporații. Adică vedem aici cât a crescut numărul de user care plătesc pentru Zoom în 2017, 2018, 2019 și atunci erau creștere destul de mare, adică vedem destule milioane, dar după aceea în 2020-2021 a crescut și nu cred că aceste companii sau acești indivizi dintr-o dată nu vor mai plăti pentru Zoom pentru că oricum nu este o alternativă mult mai bună. Adică șansele sunt mai mari ca în ce din urmă Microsoft să cumpere Zoom și probabil, vor oferi destui bani, mai ales pentru o companie de genul care pur și simplu printează constant bani având un cost atât de mic pentru aceste servicii ale lor. Și adevărul este că cei de la Zoom nici nu au neapărat unele din cele mai mari marge, adică o să vedem aici companii din ultimul sfert chiar care au avut marge de 94%, 92% până la 85% aici cel mai jos și, și, chiar avem și UiPad cu 86%, după aceea vedem aici și Adobe cu 88%, Autodesk cu 92%, deci sunt foarte multe companii în ziua de azi care pur și simplu pot să facă bani oricând, destui bani încât să nu aibă probleme financiare, pentru că Zoom nu are nicio problemă financiară, are destui bani cash, încât nu contează dacă dintr-o dată va fi mai greu să împrumuți bani, pentru oricum au deja bani. Și ceea ce trebuie să facem cu aproape orice companie este să ne uităm mult mai mult în viitor. Pentru că dacă ne-am uitat și la Coca-Cola acum, nu știu dacă o să vedem prea mult progres în față. Dar poate și aceștia cu timpul vor mai adăuga mai multe lucruri. Pentru că nu este ca și cum populația într-o dată o să crească atât de, de mult cât poți să vinzi mai multe sticle de cola față de câte puteai să vinzi până acum. Dar și aici la Zoom, dacă ne-am uitat la această linie MOV, am vedea care ar fi venitul per user dacă ne-am uitat doar la aceste servicii de video sau phone chat, adică pentru ceea ce cunoaștem Zoom în acest moment. Însă, chiar și dacă doar din asta ar face bani, atunci există o așteptare de 11% CAGR, adică pe următorii ani să crească anualizat cu 11%, ceea ce o să semne cam aproximativ 100% creștere după pro 6 ani. Ce e drept nu prea departe de S&P 500 în medie, dar totuși, ideea este, va rămâne Zoom doar o companie atât de simplă, adică va avea vreun motiv să nu crească din niciun punct de vedere, pentru că vedem aici care ar fi șansele să crească mult mai mult din punct de vedere al veniturilor pe user, dacă vor adăuga și webinarii, și în ziua de azi am văzut câte webinarii sunt, unde doar te scrii ca să primești de fapt aceleași informații pe care ai poți și pe YouTube, doar că poți să te pregătești pentru webinar cu o cravată, pentru că știi că o să urmezi la o anumită oră. Însă lăsând glumele la o parte, vedem și unde există ceva mai mare potențial și aici este vorba despre produse și servicii care țin de AI, de inteligență artificială. Și aici pur și simplu este vorba de faptul că, să spunem că și eu acum când mă filmez, aș putea după aceea să primez de la un robot un feedback în legătură cu ce cuvinte am spus de mai multe ori, când mai mulți dintre voi deja nu v-ați mai uitat la acest video, ce să fac data viitoare, ce să nu mai fac data viitoare într-un video, desigur asta aș putea face și eu în acest moment, nu? Dar să fiu sincer, cât de multe persoane fac asta? Se autoanalizează, adică dacă ne-am autoanaliza atât de des, atunci ar fi extrem de simplu ca fiecare dintre noi să devenim vedete între ghilimele. Și de ce spun asta? E bine, pentru că dacă te filmezi 30 de zile la rând și după aceea, în fiecare zi, în fiecare seară, foarte des, adică asculti ce ai spus și încerci cu ochii închiși te gândești, ok, ce am spus bine, ce nu am spus bine, după aceea, ok, hai să mă uit la mine fără volum, să vedem, ok, aici par puțin nervos, aici nu, ok, aici parcă nu am încredere în mine, ok, și de data viitoare schimbăm asta și după aceea, eventual poți și să scrii pe o foaie, ok, unde m-am bălbuit? Deci m-am bălbuit și așa mai departe, da? Și dacă cine face asta mai bine spus? Pentru vreo 20-30 de zile, normal că o să devină mult mai bun în ceea ce face. Și spun asta pentru că strategiile sunt foarte simple. Cum să devenim mai buni în aproape orice, e atât de simplu în ziua de azi, încât nu asta e problema, ci faptul că nu este ușor pentru noi. Pentru că după aceea ne gândim, ok, dar de ce să o fac? Să o fac, adică de fapt lipsește de ce, nu cum. Însă, prin produse de genul în viitor, fie că vrem, fie că nu, va fi extrem de ușor chiar, să facem aceste schimbări. Deci, ideea este aici doar că productivitatea va continua să crească. Însă, ca să nu facem acest video extrem de lung, ați vorbit și despre Tesla, se pare că cei de la UBS, deci o companie de investiții și au ridicat price target-ul pentru cei de la Tesla, adică așteptarea acestora în legătură cu unde va fi prețul acțiunii peste un an. Vedem că acum l-au ridicat la 1100 de dolari și pot să fie multe motive, chiar le menționează aici, pentru că există și canale întregi doar despre Tesla pentru cine este interesat și se poate vedea fără probleme de ce există atât de mult potențial la Tesla. Deci, în primul rând, vedem backlog orders, deci practic cât de multe persoane vor mai și în Tesla, și sunt dispuși să-ți dea banii pentru o mașină Tesla, dar, dar, totuși aceștia nu pot să producă atât de multe în acest moment. Deci există mai multă cerere decât ofertă și în aceste condiții poți să-ți ridici prețurile. Și după aceea se referă aici și la margin, deci cât de mulți bani pot să facă pe mașină și nu numai pentru că la Tesla nu vorbim doar despre mașină, dacă ar vinde doar asta, clar nu ar da nimeni atât de mulți bani pe această acțiune pentru că deja aproape nu spun că și-au atins potențialul, dar există o oarecare limită, adică nu o să vinzi mașini chiar tuturor din lume. Pe când, dacă oferi și alte servicii, s-ar putea, la fel ca la un iPhone, să nu cumperi iPhone-ul doar pentru acel sistem hardware, ci îl cumperi și pentru status, îl cumperi și pentru că îți aduce productivitate, îl cumperi și pentru simplitate, îl cumperi pentru că îți face viața mult mai bună. Ai adică în cele din urmă, pur și simplu s-ar putea să încerci să dormi într-o Tesla. Da, este vorba despre ceea ce fac și cu fabricile, de exemplu în Shanghai de fapt nici nu au avut atât de multă activitate în ultimul timp, pentru că au avut anumite probleme, pentru că după cum putem să vedem aici, a fost un Shanghai lockdown, deci nu au putut să producă la fel de multe mașini cât se așteptau. Însă nu este vorba numai despre asta, cât și despre faptul că cei de la Tesla au încercat să se ocupe mult mai mult de partea de software, de baterii și să facă lucrurile diferit. Pentru că multe companii în general doar au scopul să facă profit și asta se că de multe ori când ai ajuns să faci atât de mulți bani, nu ți mai pasă de inovație. Hai că gândește și tu în acest moment. Dacă ai face 10 milioane, 100 de milioane, 1 miliard de dolari pe perioadă de câțiva ani, dar mai interesat atât de mult să-ți pierzi nopțile, să nu mai ai grijă de sănătatea ta, să nu poți fi cu cei dragi, doar pentru că vrei neapărat să ajungi pe lună, de exemplu, da? Adică avem unele persoane, precum elar rămas, care își dedică viața muncii și împotriva acestor persoane nu vrei să cum se pare că a făcut Bill Gates, și mai degrabă se investește în aceștia și dacă ne uităm la Tesla cum arată aici pe ultimii 5 ani, dar să nu ne uităm pe 5 ani, hai să spunem doar pe o perioadă de vreo 3 ani, a crescut vreo 1400%. Ne luăm în considerare că dacă ne-am uitat în zona aceasta, aproape de top, am vedea că a crescut cam de 25 de ori. De asta în condițiile în care vedem. A fost la același preț aici pentru o perioadă foarte lungă. Și de fapt și dacă ne-am uitat la PI, deci un value metric, deci o cifră care, să spunem, arată logica din piață, vedem că este la 1.97 și în condițiile în care ar putea să-și mai dubleze în continuare veniturile pe o perioadă de câțiva ani, s-ar putea să nu mai fie o acțiune atât de scumpă. Mai ales când vedem, poate să aibă un profit destul de mare în condiții care încă nici nu a început să adauge software după software, încât să ai marge și mai bune. Însă, dacă ne uităm unde este piața acum, e clar că multe acțiuni încă sunt extrem de jos față de unde erau acum un an, dar încep să revin la cele prețuri din 2019, 2018 și aici deja nu mai este foarte multe logică, adică dacă căutăm anumite acțiuni subevaluate, aici încep să apară la acestea care încă nu s-au oprit din creștere, dar au aceeași valoare ca acum vreo 3-4 ani. Și de fapt piața în acest moment, dacă ne-am uitat aici la fir and Grid Index, nu mai este atât de panicată, probabil pentru că s-a cam obișnuit cu aceste scăderi, dar vedem acest Fire and Grid Index este la un 31, pe când acum o lună era la un 10. Și asta nu înseamnă că multe acțiuni nu sunt tot unde erau acum o lună. Dar aici este vorba de acel termostat. Adică dacă te pui într-o apă foarte caldă, direct, o să o simți. Dar dacă te pui într-o apă, să spunem, la temperatura camerei și după aceea se adaugă încet, încet apă mai caldă, nu o să simțim. Și chiar era un exemplu că dacă pui o broască în apă la nivelul temperaturii sale, dar după aceea adaugi încet, încet apă caldă, în ce din urmă poți face acea apă atât de fierbinte încât acea broască o să moară acolo. Dar nu o să-și dea seama pentru că a fost o creștere graduală. Deci pur și simplu a început de fiecare dată să se obișnuiască și cam asta se întâmplă și cu piața, adică cei care au văzut că piața se duce în jos aici, poate chiar s-au lăsat de investiții, cei care desigur nu au așteptarea care trebuie, dar Asta se întâmplă și cu zona cripto. Adică și dacă ne uităm aici la Fire and Greed Index, aici vedem în continuare o frică destul de mare. Ceea ce cam este o surpriză, probabil pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu luna, dar în rest, în această perioadă, chiar ne este mai ușor ca acum un an să ne apropiem de a avea cât mai mult Bitcoin sau cât mai mult Ethereum sau orice altă criptomonedă care credem că va fi și în viitor, deși este clar că Bitcoin este la un alt nivel față de celelalte. Însă, cu asta încheiem pentru acest video. Am vrut să ne uităm cam unde este piața acum și să vorbim și despre aceste lucruri la nivel mai înalt, adică să ne uităm ok, ce s-a întâmplat în trecut, ce urmează, ce mai probabil să se întâmple în viitor, dar până la urmă ce ne interesează și pe noi în acest moment. Și ceea ce ne interesează este că în continuare o să avem progres și mai mare și mai rapid și nu cred că trebuie să ne îndoim de asta. Pentru că încă nu avem niciun deceniu, dacă ne uităm în spate, care a fost mai lent decât celălalt. Plus că, de multe ori, și eu am mai auzit la multe persoane, că și-ar fi dorit să trăiască în anii 80. Și ei m au gândit și -o la asta. De ce oare am vrea să trăim în anii 80? Ei bine, pentru că este ca și cum ne-am uitat la copilăria noastră. Dacă ne uităm la copilărie, încercăm să ne reamintim, da, a fost foarte bună. Pentru că, normal că ne amintim ori momentele foarte bune, ori momentele care au fost nu prea bune. Deci multe persoane de fapt chiar se gândesc la acestea, dar majoritatea dintre noi o să ne gândim la acele momente foarte bune, în care ne jucam, în care nu prea aveam nicio grijă, dar nu este ca și cum atunci viața era în un fel mult mai bună. Adică acum vreo 15 ani să fac videouri, să ajung cumva cu lucrurile pe care le știu, cu mesajul pe care l-am de transmis, la mai multe persoane mă cam îndoiesc și datorită personalității și datorită tehnologiei, deci sunt atât de multe lucruri care în ziua de azi, pur și simplu ne oferă șansa să ne maximizăm și potențialul nostru și după aceea și al celor din jur. Fie că vorbim de atitudine și normal că o să luăm din atitudinea celor din jurul nostru, care ideal este una cât mai bună, dar și din punct de vedere financiar. Însă, cu asta am acest video, dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, dacă nu ai apăsat pe butonul de subscribe, da mai ales nu ai dat pe clopoțelul de lângă, pentru a primi o notificare, imediat și cu un alt video, o poți face în acest moment și, până data viitoare, îți urez toate cele bune, fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.